Salut și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi voi vorbi despre favoritele lunii ianuarie. Anul acesta a început destul de bine. Pentru mine am postat foarte multe videoclipuri și am reușit să le postez la timp. În general postez miercurea și duminica, miercurea de la ora 6 și duminica de la ora 10 și am reușit să mă țin de acest program la începutul anului 2018, ceea ce mă mulțumește foarte mult. Produsele pe care vreau să vi le arăt astăzi sunt puține la număr, dar sunt super ok. Pot să spun că am descoperit foarte multe produse spre sfârșitul anului 2017. Am descoperit pentru că am tot cumpărat chestii de Black Friday, de Crăciun. Știu că mi-a cerut un haul cu toate alea, dar nu știu, sunt așa de multe, o să uit dintre ele și mă enervează chestia asta. Așa că o să fac haul cu alte chestii. Dar până atunci haideți să vă arăt favoritele lunii ianuarie de la anul 2018, lucruri care mi s-au părut deosebite și că au ieșit în evidență din colecția mea de machiaj. Așa că dacă vreți să mă urmăriți în continuare, stați pe aproape. Voi începe cu această agendă. Este o agendă de la Facebook Cosmetics. O să-i găsiți pe Facebook și o să vă pun toate linkurile ajutătoare în descriere. Este o agendă pentru cei care lucrează în industria beauty-ului sau care au un program încărcat și vor să își scrie la fiecare oră. Aici este o oglindă, dar am o folie pe ea. N-am vrut să o scot încă pentru că știu că o să murdăresc foarte tare, dar puteți să vedeți aici. Vedeți început de oglindă. Și toată oglinda asta așa ovală, dar în interior e foarte tare că la începutul fiecarei luni aveți de bifat, dacă de exemplu luna ianuarie a fost full busy, kind of busy sau relax, și în fiecare zi aveți pur și simplu puteți să vă scrieți în dreptul fiecarei ore, de la ora 8, de la ora 9, de la ora 10 până la ora 21 ce aveți de făcut. E foarte simplu, dar este foarte bun, mai ales pentru cei care lucrează în domeniul de beauty. Mai este foarte drăguț este faptul că, la final, sunt aceste plicuri în care se găsesc, stați că nu pot să scot, abțibiluturi cu tot felul de emoji-uri și inimioare și alte nebunii, norișori, etc., etc. Mie mi se pare foarte cute, foarte folositoare pentru un make-up artist sau pentru cineva care lucrează, nu știu, la păr sau orice altceva. Sau pentru, nu știu, ori vă scrie orarul, orele de la școală, de la facultate, e super mișto și după aia planul cu ce aveți de făcut, mai ales dacă aveți un program încărcat și dacă vreți să fiți organizați. Momentan am apucat să scriu decât mai prin vară, așa că am nunți și cliente la machiaj. Dar este foarte tare și mă bucur că o am. Puteți să verificați Facebook-ul celor de la Facebook Cosmetics și pagina lor. V-am zis, o să fie totul în descriere. Mai au niște produse, mai au rujuri, mai au spatulă și cu tăbliț, au și un selfie ring light din ăla pe care îl pui pe telefon. Le am pe toate, dar asta cu siguranță a intrat între preferatele mele pentru că este ceva deosebit și ceva de care aveam nevoie cu siguranță. Mai departe, știu că o să fie foarte, foarte, foarte ciudat pentru că eu am vorbit de foarte mult despre parfumuri aici pe canal și am fost contactată de acest brand care se numește Infinite Love. Este un brand care produce parfumuri după mirosul unor parfumuri cunoscute sau celebre. În general, eu nu prea am avut încredere în chestia asta pentru că am mai încercat parfumuri gen replică sau asemănătoare cu altele, găsiți la Zara, la Pull&Bear, la genul acesta. Mai erau niște branduri în România care făceau niște parfumuri replică și, sincer să fiu, nu m-au mulțumit. Mi-am ales 3 variante. Acesta este K147, varianta K76 și varianta K132. Aceste 3 parfumuri sunt asemănătoare cu Aqua di Gioia, care, nu știu, e varianta pentru femeia Aqua di Gioia pe care o folosește Chiava și tot timpul și lui îi place foarte mult, așa că am vrut să o încerc. Acesta este un singur parfum pe care nu l-am încercat și nu-l cunosc și mi-am luat varianta care seamănă cu Light Blue și varianta care seamănă cu Lancome La Vie Belle. Vreau să iau 2 cu ceva care seamănă și ce mai am în colecție ca să pot compara și pot să spun că am fost sceptică pentru că, în general, genul acesta de parfumuri pe mine nu țin. Mă țin, nu știu, 2 ore, maxim 4 ore. Și în ziua în care le-am primit, am pus un puf aici, un puf aici și un puf aici. Și vreau să zic că am rămas surprinsă de faptul că au rămas până seara. Și de atunci le tot folosesc, le-am folosit fiecare zi, nici măcar nu m-am mai atins de parfumurile mele originale. Și pot să spun că sunt impresionată pentru că țin la fel de mult cât un parfum original. Cel mai mult mi s-a părut că a ținut cel care seamănă cu La Vie Belle. M-a ținut până am făcut duș.
ceea ce mi se pare incredibil. Am trezit a doua zi cu mirosul pe mână și e mare lucru. Vă recomand cu mare drag, mai ales ca un preț super accesibil. Știu că cel mai scump cred că la 100 ml 100 de lei, ceea ce e un preț extraordinar. Și uitați să vă găsiți să fie asemănătoare cu parfumul vostru preferat și promit că o să semene. Pot să spun că în primă instanță mi s-a părut că Light Plus seamănă foarte bine. Aqua di Gioia, nu știam, pur și simplu e un miros. Dar cum la Vie Belle, în prima secundă când am dat primul puf pe piele, mi s-a părut că are ceva ce nu seamănă. Dar după vreo câteva minute, 10-20 de minute, s-a așezat cumva pe pielea mea și a devenit exact la fel ca și cel de la Lancôme. Ceea ce mi se pare foarte tare. Le recomand cu mare drag. Am cele în varianta de 50 de ml. Vă recomand, dacă vreți să încercați mai multe, să vă luați varianta mai mică și mai multe bucăți decât să vă luați unul și mai mare. Și am mai primit de la ei ceva foarte mișto. Este această sticluță, care este un carciu cu parfumul și îți poți să ai varianta travel size cu tine tot timpul în geantă. Puteți să vă luați mai multe din astea și să aveți cu voi în geantă oricând vreți să vă reîmprospătați mirosul, deși tind să cred că nu va fi nevoie pentru că parfumurile astea durează foarte mult. Sincer să fiu, nu știu când o să mai cumpăr un parfum original pentru că m-am îndrăgostit. Serios, foarte tare. Felicitări celor de la Infinite Love că au venit cu aceste produse. Genial, genial. Apoi, pe luna ianuarie, am descoperit acest rimel sau, mă rog, mascara de la Essence. Mi-a fost recomandat de foarte multe ori. Sunt beauty gurus, au vorbit despre acest rimel pe canalele lor. Însă eu am fost sceptică pentru că eu am niște gene foarte scurte, aproape invizibile și, sinceră să fiu, simt că în general nu le face nimic. Și nu știu dacă este vorba despre produsul pe care vi-l voi arăta acum sau despre produsul pe care urmează să vi-l arăt, însă genele mele arată mai bine ca niciodată. Și este fie vorba despre acest rimel care se numește Lash Princess de la Essence. Yes. Deci tot timpul scap ceva într-un videoclip. Am auzit vorbindu-se despre acest rimel atât de mult încât, nu știu, am simțit nevoia să-l cumpăr și eu. Costă cam vreo 17 lei, asta e prețul pe care l-am dat eu. Dar e foarte tare. Încarcă destul de mult genele, dar nu la modul în care arată încărcate. Le încarcă destul cât să le dea volum și să le curbeze, să le facă mai lungi. Nu știu, mi-a plăcut foarte mult și oricum, chiar dacă n-ar merge pentru voi, merită să încercați pentru prețul pe care îl are. Îmi place tare mult și uimitor. Mie de obicei îmi plac rimelurile care au aplicatorul cu silicon, însă acesta are un aplicator din ăla clasic, doar că este ușor curbat. Îl recomand cu drag și, nu știu, îmi place varianta asta pe MOV. Am văzut că sunt mai multe variante, le voi încerca, dar momentan cea pe MOV este cea care m-a impresionat pe mine. Și acum vă voi arăta un produs care o să vi se pare scump. Este scump, dar face minuni și trebuie să vi-l arăt de apărat. Așa cum v-am spus, eu nu prea am gene și v-am spus chestia asta cam de-a lungul timpului. Însă, de curând, de câteva luni de zile, de vreo 2 luni de zile, mi-a fost trimis un serum pentru gene, despre care am auzit de foarte multe ori de la beauty influencer, beauty gurus din străinătate, tot timpul auzeam că se menționa. Și mă gândeam întotdeauna, mamă, ce prostie, cine ar da banii pe așa ceva? Asta e primul gând care îți vine, te gândești că nu are cum să se întâmple, nu înțelegeam logica din spatele a ceea ce o să vă arăt. Și l-am primit în prima lună, nu prea l-am folosit, adică l-am folosit o seară da, o seară ba, când nu mai aminteam și acum mai fac așa din când în când. Dar de când am început să folosesc chiar în fiecare zi cu sfințenie, așa cum spune și în instrucțiuni, pot să spun că genele mele arată a gene normale de om. Nu sunt până la sprâncene, pentru că din niște gene care erau inexistente nu are cum să arate extraordinar. Însă, o prezint Revita Lash. Este un serum, un conditioner pentru gene foarte bun. Ele pur și simplu arată ca o pensulă de tuș. Și cu ea îți dai la baza genelor, o dată pe zi, într-o cantitate foarte mică și pur și simplu genele se întăresc și cresc. La mine pur și simplu arată de parcă mi-am pus extensii de gene false în comparație cu cum erau genele mele înainte. Îmi place extraordinar de mult, mi se pare genial și îl recomand cu mare drag celor care au nevoie de îngrijirea genelor. Dacă ați avut extensii de gene și v-au distrus genele și simțiți că genele nu mai arată ca înainte sau simțiți că pur și simplu nu aveți gene destul de lungi, ăsta e produsul care o să vă ajute. Într-adevăr, este ușor costisitor,
Însă eu cred că ține foarte mult pentru că trebuie să aplici foarte puțin. Apoi vreau să vă arăt un iluminator pe care îl port și eu astăzi. Nu știu cum se vede la cameră. Însă e un iluminator foarte blinding, așa, și foarte wet. Arată exact ca și cum fața ta e udă, nu știu cum să spun, foarte mișto, fără să aibă particule de sclipit, și este acesta de la Makeup Revolution, se numește Skin Kiss, în varianta Pink Kiss. Și e foarte mare, nu știu dacă se vede în comparație cu mâna mea cât de mare este. E mare, așa. E cel mai mare iluminator pe care l-am într-un singur pan din ăsta. Și e blinding, adică e orbitor. Nu știu dacă se vede. O să aplic pe mână aici. Mie mi se pare super wow. Mi se pare că la cameră arată mai puțin pigmentat decât cum îl văd eu în realitate. E foarte frumos și costă nimic. E ieftin tare. E super ieftin. O să-l găsiți pe site-ul Tam Beauty. Am sentimentul că o să-l găsiți și pe site-urile care comercializează Makeup Revolution, precum Aoro, Mega Boutique sau Pic Panda. Vă puteți uita la toate. Deci este, încă o dată, se numește Skin Kiss în varianta Pink Kiss. Pentru cele care le plac un iluminator un pic mai rozaliu. Și tot de la Makeup Revolution s-a lansat un concealer despre care s-a vorbit foarte mult în lumea online. Este un concealer care semăna foarte bine cu Tarte Shape Tape și nu l-am de foarte mult timp, însă l-am comparat cu Tarte Shape Tape, care mi-abia mi s-a terminat, din păcate, dar este identic, deci eu nu mai am nevoie de Tarte Shape niciodată, pentru că sunt la fel. Se numește Makeup Revolution Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour. N-am încercat încă să fac contouring cu el, însă concealerul este genial. Are același aplicator ca și Shape Tape, este un pic mai mic, ce e drept, dar are o acoperire super mare, merge pe toate tipurile de ten, ai nevoie de foarte puțin ca să-ți pui în zona de sub ochi. Este genial. Am luat C1, C2, C3, C13 și C4. Și mi se pare că cel puțin C1, C2, C3 seamănă foarte mult, adică se apropie foarte mult nuanțele. Iar C13 l-am luat pentru contur, v-am zis, nu l-am încercat încă, însă acestea pentru iluminare în zona de sub ochi, genial, genial, acoperă mult, iluminează, nu se adună, rezistă, go for it. Și costă vreo 4 lire, deci genial. Pe acesta îl găsiți momentan doar pe tambeauty.com. Abia fiind lansat. Voi vorbi acum despre un fond de ten pe care îl port și eu astăzi. I-am făcut și un review. Să nu l-am postat încă, o să-mi spuneți dacă vreți să-l vedeți, pentru că review-ul la începutul videoclipului este un pic în chat, să timp de vreo 30 de secunde, un minut. Dacă mă hotărăsc între timp, o să-l postez. Este vorba despre Super Stay Full Coverage Concealer de la Maybelline. Este un i-am zis concealer, foundation. Doamne. Este vorba despre Super Stay Full Coverage Foundation, care îți spune că ține 24 de ore. Costă 30 de lei la Auchan, atât am dat eu pe el, și am nuanța 20 Cameo. Este un fond de ten ca niciun altul din viața mea. Este un fond de ten care este clar dedicat unui ten gras, deși eu am tenul uscat, mie îmi place. Este matifiant și rezistă foarte mult. O să vedeți mai multe în review-ul meu, însă vă spun că m-am îndrăgostit. Este foarte bun și vi-l recomand mai ales dacă aveți un ten mixt gras și nu doriți să dați foarte mult bani pe un fond de ten mai scump. Și nu în ultimul rând, voi vorbi despre o pudră, nu știu dacă am menționat-o în favoritele anului 2017, este vorba despre Inglot Illuminizing Loose Powder în nuanța 43. Este o pudră care setează, însă are un finish lucios. Nu ca un iluminator, însă îți dă un finish din ăla glowy, ca și cum nu ți-ai fi pus pudră pe față. Sunt convinsă că persoane cu tenul uscat o să iubească chestia asta, pentru că, nu știu, nu dă senzația că ai fond de ten foarte încărcat pe față. Ceea ce mie îmi place foarte mult, nuanța 43 este clar nuanța care mi se potrivește cel mai bine. Mă vreme m-am cam îndrăgostit de produsele de la Inglot, sunt foarte tari și chestia asta e o recomand cu drag celor care vor un look mai natural al fondului de ten. Și acesta este videoclipul de astăzi. Acestea sunt favoritele din luna ianuarie. Am încercat să restrâng foarte mult totul, în așa fel încât să vă arăt best of the best. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-mi dați un thumbs up la acest videoclip, pentru că mă ajută foarte mult, și bineînțeles să vă abonați
abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja. Lăsați-mi un comentariu în care să spuneți care a fost produsul favorit al vostru din luna ianuarie și ce videoclipuri ați vrea să mai vedeți aici pe canal. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!